Soția unui pompier din Arad acuzată că a provocat intenționat numai puțin de 5 incendii. Femeia a reușit să distrugă complet agonisala de viață a vecinilor. Piromana e cercetată acum pentru distrugere și a ajuns în spatele gratiilor. Georgiana Botez vine cu detaliile acestui caz. Bun găsit! Femeia ce locuiește în Sebiș are 37 de ani și a provocat numai puțin de 5 incendii, distrugând astfel 3 locuințe ale propriilor vecini. Primul incendiu l-a provocat pe data de 22 iulie, iar ultimul la începutul acestei luni. Casa unuia dintre vecini a fost incendiată de 3 ori în 4 săptămâni. Din fericire, în urma flăcărilor puse intenționat de femeie, care de altfel a fost declarată cu discernământ diminuat, vecinii s-au ales doar cu pagube materiale, cei drept consistente, acestea se ridică la 200.000 de lei. Motivul pentru care Arădeanca a ales să distrugă locuințele vecinilor este unul cel puțin bizar. Soție de pompieri fiind, acesteia îi făcea plăcere să urmărească îndeaproape intervențiile militarilor. Cert este faptul că a fost reținută inițial pentru 24 de ore, iar judecătorii au decis că aceasta trebuie să rămână după gratii și în următoarele 30 de zile. Ea este cercetată acum în toate cele 5 dosare penale deschise de polițiști pentru distrugere în formă continuată, distrugere și distrugere din culpă. Deci asta e cea mai cumplită știre. Da. Din păcate.